Lecțiile de istorie vor fi de azi altfel. Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan s-a scos din manualele de istorie din gimnaziu. Oamenii vor uita încet, încet, dar execuția celor doi martiri, Horea și Cloșca, trași pe roata, a fost de un sadism uriaș. Nu mai mi-aduc aminte exact despre ce vorba. Bruchetta era guvernatorul acelei zone, da? Păi ce trebuia să facă? Oamenii se răsculau împotriva lui, da? Împotriva stăpânirii. Și el avea mandat de la stăpânirea austriacă să protejeze acel ținut. Ce putea să facă el? Și el apoi... nu știu ce mandat avea, că nu prea i-a protejat. Deci el ca guvernator, țăranii iobagii ce făceau? Nu puteau să facă nimic, erau dezbrăcați de toate drepturile și libertățile lor. Nu aveau voie să facă absolut nimic de unii singuri. Deci cu care au fost asupriți, au fost clavagiți.